Salut și bine v-am regăsit la un clip super nebunesc, pentru că astăzi am văzut câte se pot întâmpla după doar câteva zile de inactivitate. Ok, guys, am stat și eu câteva zile pentru că a fost ziua mea de naștere și am vrut să mi-o petrec și eu alături de familie, alături de iubita mea și să mă simt și eu bine. Și deja doar câteva zile s-a dat drumul la un război monstru. Nu prea sunt eu genul să reacționez la scandaluri și nu prea sunt eu genul să reacționez la piesele oricui, dar piesa de azi nu este a oricui, este a lui Abi, care a scos un disc pentru Alex Velea. What? Ok, majoritatea cunoașteți povestea, majoritatea cunoașteți acest distrec, l-ați auzit de sute de ori până acum, pentru că este scos de câteva zile, dar a venit momentul să scot și eu o reacție într-adevăr picantă, în care și Antonio Pican are voie să-și dea cu părerea, ok, și Antonio Pican poate să facă asta. Părerea mea o să fie neutră, părerea mea o să fie strict profesională și nu am nimic de împărțit cu nimeni, eu și Abi suntem chiar prieteni, nu am nimic de împărțit nici cu Alex Velea, pentru că unul nu-l cunosc, nu cunosc toate detaliile acestui scandal, de-aia nici nu să comentez. Dar după părerea mea este loc sub soare după toată lumea, doar că unii își mai fac și umbră cu mâna lor, dar asta este. Nu uitați, care de la ceva acest clip, să rupeți butonașul de like, să facem acolo multe like-uri, pentru că dacă se strâng multe like-uri, poate vom face și alte reacții, așa că hai să facem multe like-uri. Și nu uitați, dacă mă puneți apoi pe story cu acest clip și îmi dați tag, o să vă pun și eu la mine pe story și o să faceți mulți followeri, așa că pune-mă chiar acum pe story. Antonio Pican reacționează la Abi feat. Abi, câinele meu, dis Velea. În 3, 2, 1... Niciodată nu merge space-ul. Niciodată nu merge space-ul! Ce cățel ești frumos! Ia chiar nu face cățel. Bă, acum hai să vorbim strict de cățel. Mie chiar îmi place cățelul. Ce asta? Băi, ce e poza asta, mă, fraților? Băi, eu înțeleg că e dis, da. Dar Abi chiar a exagerat cu poza asta, adică... Este un cărușor de bebeluș, iar în bebeluș, iar în cărușor este Velea, dar el are 50 de ani. De ce i-a pus poza în cărușor? Stai că nu m-am prins. Oricum e foarte, foarte funny și îmi place foarte, foarte tare cățelușul ăla. Chiar e foarte, foarte drăguț. Chiar îmi plac cățelușii ăștia mici, chiar dacă eu am un cățel mare, chiar îmi plac. Băi, deci eu nu pot să fac râsul ăla. Am încercat de atâtea ori și nu se va mai întâmpla. E foarte ironic. Bă, deci eu nu pot să fac râsul ăla. Deci nu. Bă, deci dacă poate cineva să facă râsul lui Abi, băi, nu știu, e un râs special. Eu nu pot să-l fac, nu pot să-l fac. Dispărut, ofer recompensă. Ce recompensă să ofer Abi? Pentru că mă bag și eu în această vânătoare. Dacă ofer o recompensă, nu știu, un Rolex, un Rolls Royce, de-astea mă bag și eu, serios. Telefonul am văzut și eu că este format din 11 cifre, adică nu este un număr adevărat. Și totuși timp să cred că acest scaun de care s-a luat toată lumea, că Abi ai folosit același scaun pe care l-a folosit toată lumea, chiar și vei la un disul pentru tine, băi, el a folosit acest scaun ca o ironie la adresa disului lui Velea. Cel puțin așa cred eu și cel puțin eu așa am luat-o mai inteligent, dar eu asta cred. Hai să vedem. Ai 50 de ani, ești un sclav. Prima și prima dată când a scos Abi o piesă, am crezut că a fost un noroc, one shot, a fost un boom care nu s-a mai întâmplat niciodată. Tu nu realizezi. Bă, chiar îmi place flow-ul și mi se pare că Abi cu încetul se controlează ca un trapper foarte, foarte, foarte tare. Și chiar îmi place, chiar îmi place trapul ăsta. Chiar îmi place. Stai puțin aici, că acum asta a fost luat așa, a fost luată că vezi, Doamne, el e demon, că are succes, că a semnat cu Satana, că nu știu ce. Bă, chestia asta nu există, sau poate există, dar nimeni nu știe, eu de-aia am 800 de mii de abonați pentru că am semnat cu diavolul. Cine crede în chestiile astea, nu serios? Care vede tot acest scandal din exterior, aici chiar a avut dreptate, pentru că Velea s-a consacrat în această carieră muzicală pe care a avut-o, pe care o are, s-a consacrat printr-un alt fel de gen muzical, iar acum chiar încearcă să o dea pe trap și nu prea îi stă bine. Nu că nu
poate, de putut poate, nu trebuie, nu e un gen muzical așa de greu, dar nu-i stă bine, nu-i stă bine, mi se părea că îi stă mult mai bine înainte și avea și mai mult succes înainte, cel puțin, nu știu, asta e părerea. Te-am iertat atât de ori, nu se va mai întâmpla. Tu nu realizezi, dă like cu ăla așa. Nu, serios, dă like, dă like acum, dă like. Dacă baby a mi dispare, ce să facă de la oare? Ce îi mai dă valoare, ce îi mai dă valoare? Băi, chiar are foarte, foarte, foarte mare dreptate. Cred că toată lumea cunoaște povestea cu Smiley și Velea și chiar Smiley l-a ajutat foarte, foarte, foarte mult pe Velea. Adică nu spune nimeni că Velea nu are talent, Velea are un talent extrem de mare, este un băiat foarte, foarte, foarte talentat. Numai că dacă nu știi să îți exploatezi talentul, degeaba ai tot talentul din lume, pentru că nu vei ajunge niciodată la un nivel mai înalt. Așa că... Eu nu știu pe asta, n-am văzut, n-am văzut. Și toată lumea știe că am stil italiano. Skinny criminal. Stai, ce? What, băi? Ia. Fata la schimb toată viața, pe o zi din viața mea, viața mea. Evolution, the real evolution. Bă, puțin mai dau un space că s-au oprit prost. Păi deci îmi place așa de mult că totul e făcut serios, dar la Caterinca în același timp. Abia are 19 ani și se luptă cu vreo 10 persoane care au peste 30 de ani. Nu sunt eu fanul scandalurilor, nu mă înțelegeți greșit, nu țin partea absolut nimănui. Parcă mi se pare că este o bătălie like new generation and old generation. Iar Velea încearcă să abordeze stilul ăsta new generation, dar Velea în disul ăla pentru Abi a spus ceva în genul ăla că bă, voi ar trebui să ne respectați pe noi, pe ăștia vechi și pe nu știu ce. Și bă, mi se pare destul de awkward să reprezinți noua generație, dar în același timp să te iei de noi, gen... Păi, dar știi cum e vorba aia? Nu are ce căuta șmecher cu fraier să stea, nu cade bine deloc, amândoi pe același loc. Doamne, asta e vorba de când o știu de foarte mult timp. Este și o piesă cu versurile astea. Exact! Abi ia toate vedetele din țară la mișto. În sensul că el le ia la mișto, dar le ia în Caterinca, mă, guys. Adică, el, am văzut și eu, am urmărit și eu câteva story-uri, de ce să mint de la Abi, în care îi spunea lui Velea anumite lucruri și el le spunea la foarte, foarte mare Caterinca. Iar cealaltă parte, într-un fel, se ataca. Eu înțeleg Caterinca, na, la un moment dat poate să mai sun și anumite exagerări, v-am spus, nu cunosc scandalul, dar... Wait, what? Velea și Antonia. Frumoasa și bestia, Velea și Antonia. Frumoasa și bestia, Velea, Antonia. Velea e frumoasa? A trăit o minciună până acolo, nu vreau să cred. Nu vreau să cred. Nu vreau să cred, și chiar îmi place Hanora cu Versace, vreau și unul, vreau și unul. Din vina ta, ta, ta. Bă, aici chiar e vina lui Velea, pentru că dacă el nu dădea disul, bă, aici chiar este vina lui Velea, pentru că dacă Velea nu dădea disul, Abi nu scotea disul și scandalul rămâne doar la nivel de Instagram, imaginile erau curate și nu mai era Adita mai război și mai scandalul, din care o parte să-și piardă imaginea. Dar când se vor numere, se vor numere, se face scandalurile și să pierde imaginile, doamne ajută!
Am crezut că ce oameni mâna sus toți băieții și nu ce și am ridicat mâna și azi toate fetele. Mai sunt vopsit și roz în cap, a, o să fac toată lumea mișto de mine în comentarii. Îmi place refrenul că este refrenul ăla cum îmi place mie, dar BUM! Nu o să comentez ultima parte la care m-am strâmbat un pic, nu o să comentez pentru că nu stă mie în fire, eu am mai tăiat joar să comentez piesa din punct de vedere muzical și am mai trecut și puțin măsura și am mai comentat și un pic scandalul, dar pe de altă parte chiar îmi place piesa, chiar ar fi o piesă pe care eu aș asculta-o în mașină, chiar e bombă. Vedem nou un disc! Chiar mi se pare foarte, foarte tare ce a reușit Abi să facă aici, pentru că nu știu din câte vedeți, dar tot ce a făcut el aici a făcut singur, prin munca și puterea lui. Cred că și versurile sunt făcute tot de el, dar nu intru în descriere, că deja m-am învățat la Abi că el pune descrierea la mișto versuri regele României, clip tot eu și tot taguri de genul acesta. Îmi place piesa, este foarte, foarte tare, big like for you, ești reprezentantul noii generații în scandalul ăsta și chiar respect, adică Doamne ajută, respect pentru ambele, respect pentru Abi, respect pentru Velea, respect pentru toată lumea, pentru că până la urmă sunt niște oameni care muncesc și fac muzică și sunt din brazla asta și n-am niciodată cum să por pică cuiva. Părerea mea e neutră și eu totdeauna am zis că e loc sub soare pentru toată lumea și mențin această părere, iar dacă unii își fac umbră cu mâna lor, asta este vina lor, absolut, și cam asta este treaba. Eu am stat un obligat și dacă v-a plăcut reacția, nu uitați să rupeți buturașul de like. Dacă mai vreți reacții de la mine, nu uitați să lăsați acolo multe, multe comentarii și să dați un share pe Instagram Story. Eu am fost Picantul Vostru și până data viitoare, nu uitați că sunt un demon și eu. Vă pup, pa, pa!